Dacă vrei să mergi la plajă la Mamaia, este bine să o faci după 1 iulie. Sectorul de plajă ce a fost extins, care începe din centrul stațiunii Mamaia și se termină în Mamaia Nord, nu va putea fi folosit până atunci. Asta înseamnă că sezonul estival nu mai începe în iunie, așa cum erai obișnuit. George Țicu este antreprenor și aștepta ca anul acesta să poată folosi sectorul de plajă nou ce se află în fața restaurantului pe care îl administrează. Din păcate, nu va putea folosi nici măcar plaja veche pe care are contract de închiriere. Noi estimăm, cred, undeva la vreo 30% pierdere din încasările pe care le făceam în mod normal. Pierdem weekendul de Rusali, sunt mai multe evenimente pe care le vom pierde. Administrația bazinală Dobrogea Litoral a notificat deja de întârziere toți operatorii economici care își desfășoară activitatea în sectoarele de plajă care au fost extinse. Drept recompensă, aceștia vor fi scutiți de plata chiriei pentru 76 de zile. Redarea plajei se face printr-un proces mai amplu, în care sunt implicate mai multe autorități, care nu este în controlul nostru. Suntem interesați și noi, ca și clientul, să redăm plaja cât mai repede turiștilor. Dacă plaja se va preda la 1 iulie, cu probabilitate va începe în 15-20 iulie. Sincer, este târziu, da? Pentru turismul local și pentru noi operatori, pentru organizare, pentru a pune la punct toate dotările. Un operator economic are nevoie de minim 7 zile pentru a-și amenaja sectorul de plajă pe care îl administrează. Îți reamintesc că proiectul de înnisipare este finanțat de către Uniunea Europeană, iar preluarea plajelor înseamnă verificarea 6.950 de metri liniari de nisip. În medie, plajele din Mamaia au acum aproximativ 150 de metri lățime, dar există și unele sectoare unde acestea depășesc 300 de metri lățime.